Autismul este o tulburare de dezvoltare care se manifestă pe următoarele paliere: cognitiv, social, limbaj și joc. Am să dau exemple pentru fiecare palier pentru o înțelegere cât mai adecvată. Ce înseamnă că al dumneavoastră copil are un deficit în ceea ce privește cogniția? Înseamnă că, de exemplu, nu înțelege ceea ce îi transmiți. Adică, dacă tu îl întrebi ce este acesta, el nu știe că este un pix. Sau, dacă îl trimiți să-ți aducă un anumit obiect, el nu știe care este obiectul respectiv. Ce înseamnă că al dumneavoastră copil are un deficit în ceea ce privește relațiile sociale. Adică, el nu inițiază conversații, nu este interesat să-și facă prieteni, nu este interesat să vorbească decât despre lucrurile care pe el îl interesează foarte mult. De exemplu, poate să meargă într-un parc și să vorbească numai despre dinozauri, fără să fie interesat de ceea ce vrea și alt copil sau alt adult să discute. Ce înseamnă că are un deficit în ceea ce privește jocul? Înseamnă că al dumneavoastră copil nu se joacă la fel ca un copil tipic, adică nu se joacă cu păpușile într-un mod adecvat, nu îi dă să mănânce bebelușului, nu se joacă de-a frizerul sau nu se joacă de-a doctorul. Ceea ce face el cu obiectele respective este să le folosească într-un mod stereotip, adică repetă același gest. De exemplu, leagănă păpușa fără să înțeleagă ce se întâmplă sau învârte roțile unei mașini fără să fie interesat de a face ceva concret cu mașina respectivă. Ce înseamnă că al dumneavoastră copil are un deficit în ceea ce privește limbajul? Înseamnă două aspecte. Fie nu poate să vorbească deloc, adică nu pronunță deloc cuvintele, fie vorbește, are limbaj verbal, dar nu înțelegi nimic din ceea ce el spune, pentru că nu se referă la ceva anume. De exemplu, poate să repete într-una reclame de la televizor sau poate să reproducă total o poveste pe care i-ați spus-o la culcare sau pe care care i-a fost citită în ziua respectivă, fără să înțeleagă conținutul acelei povești.